la adunarea generală a Asociației Comunelor din România, primarul comunei Vârșolț a primit distinția de primar de 5 stele. Acest lucru validează modul în care primarul a reușit de-a lungul timpului să gestioneze proiectele la nivelul comunității. Am participat, dacă mă gândesc bine, vreo 8 primari la Asociația Comunelor din România, între 18 și 21 februarie, unde am avut 3 zile întâlnire cu inclusiv cu doamna prim-ministru, cu toți miniștrii, președinții instituțiilor publice, cum a fost de exemplu de la FIR, domnul Chesnoiu, cu care am discutat, și eu consider că am avut multe probleme de dezbătut și au fost în avantajul nostru al primarilor. Eu din 97 sunt prezent la înființarea Asociației Comunelor din România și aproape în fiecare an particip, unde câteodată ajungem și la niște rezultate pozitive. De exemplu, mărirea salariilor în administrație publică se datorează Asociației Comunelor din România. De 3 ani tot am discutat și în sfârșit anul trecut am reușit, dar nu este o mărire extraordinară sau... Am mai auzit de la alți colegi care sunt în rezervă ofițeri că primarii au salari cât vor ei să dispună. Nu este chiar așa, pentru că avem un monitor oficial după numărul de populație și fiecare primar, viceprimar are salariul stabilit sau indemnizație, cum se spune, de la prin hotărâre de guvern. În rest, personalul primăriei, sigur că ne-am fixat, mă refer în Comuna Vârșolț, la instituția primarului, un salariu sau un venit decent, așa, nici minim, nici maxim, dar nu suntem încă la nivelul profesorilor și a directorului de școală gimnazială din Comuna Vârșolț. Un moment important, premierea dumneavoastră, de altfel doi primari din județul Selaș au fost premiați, vreau să ne spuneți pentru ce anume. Noi am primit un premiu, adică eu, Comuna, reprezentând Comuna Vârșolț, un premiu special pentru faptul că în fiecare an organizăm zilele comunei și în cadrul zilelor comune avem Festivalul Danselor Populare Naționale și Internaționale, unde participă la dansuri populare și din străinătate și cei din comisia respectivă au fost chiar surprinși că organizăm în fiecare an și este o manifestație sau activitate bogată, unde participă nu numai cetățenii Comunei Vârșolț și din toate comunele învecinate. Alături de dumneavoastră, primarul din Valcău. Primarul din Valcău, da, într-adevăr a primit și el și s-a mai dat, care se dă în fiecare an primar de 5 stele, în fine, aia deja suntem obișnuiți, am 6 mandate. Eu nu m-am dus pentru diplome la București, m-am dus pentru a rezolva și problemele colegilor atât din Sălaș cât și din alte județe, deoarece s-a ridicat problema bugetului local. De exemplu, sunt vreo 50 sau 100 de comune din țară unde nu pot supraviețui decât până în luna aprilie-mai. Această problemă a fost raportată la domnul ministru a Finanțelor Teodorovici și a spus că se va analiza și se va da o rectificare de buget pentru a scoate primarul din impas instituția respectivă. Eu numesc, cum numește și domnul prefect, instituția prefectului, eu numesc instituția primarului. În prima fază noi asigurăm funcționarea instituției, asta înseamnă salariile care trebuie să acordăm salariaților, curent electric, telefoane și alte probleme de uz general și după aia avem o altă parte la dezvoltare. Dezvoltarea acolo niciodată nu se știe ce se poate întâmpla din anumite se întâmplă și anumite probleme, hai să spunem așa în paranteză, catastrofe, un drum, ploi torențiale, anuncare de teren și acolo trebuie să avem tot timpul o sumă de bani cu care ne putem noi rezolva sau un pot, dacă se surpă, să nu stăm până primim noi prin hotărâre de guvern că trebuie să iei primarul măsuri urgente pentru a elimina asemenea probleme. Vreau să vă spuneți, amintează alte comune care vor avea probleme la plata salariilor. Cum stă Comuna Vârșolț din acest punct de vedere, având în vedere că ați votat bugetul pe anul 2018?
Aici, la plata salariului, de exemplu, am o comună unde nu vreau să nominalizez, din județul Sălaș, care a venit primarul la mine. Noi considerăm că s-a făcut o greșeală de către Ministerul Finanțelor pentru faptul că acea comună, în 2016, luna noiembrie, a luat o sumă de bani împrumut pentru fonduri europene, un exemplu, 20 de miliarde, care în 2017 deja a și cheltuit și a avut datorie normal. Suma de 20 de miliarde, mă refer în bani vechi. Și acum, în 2018, pentru faptul că a avut excedent în 2016, nu mai primit un leu de la Ministerul Finanțelor. Că noi bugetul, când vorbim de buget, avem venituri proprii, bani de la Consiliul Județean și de la Ministerul Finanțelor. Din cele trei componente formăm bugetul, unde avem partea de venituri și respectiv partea de cheltuieli. Asta am învățat la masterat când a fost, chiar am avut o temă cu bugetul comunal, unde știam să explic foarte bine că fiecare an fiecare an discutăm de buget și cu Consiliul Local sunt în temă cu problemele. După cum spuneam, comuna Vârșolț nu are probleme din acest punct de vedere. La noi în comună eu pot să rezist până în decembrie, dar ce se întâmplă aici? Odată am asigurat funcționarea instituției primarului, așa cum am spus, să avem condiții optime pentru a servi, de servi cetățenii. De exemplu, dacă nu am curent și am închis ușa primăriei, nu mai pot elibera nicio adeverință. Ferească Dumnezeu de treaba asta. Și la dezvoltare am cuprins anumite sume de bani pentru a rezolva problemele care, eu știu, se întâmplă la moment, dar cea mai mare sumă am pus-o cu Consiliul Local la întocmirea studiului de fezabilitate, deoarece iau multe proiecte finanțate din fonduri europene și de la Ministerul Dezvoltării. Acolo trebuie să fiu atent că avem și partea de contribuție locală și dacă nu am suma respectivă, automat nu pot ajunge în posesia banilor de la Ministerul Dezvoltării. Și aici putem dezvolta din punct de vedere social, economic, comuna, numai prin proiecte, programe, nici de cum din venituri proprii. Veniturile proprii nu ne ajung nici pentru, eu știu, a rezolva cu funcționarea instituției primarului. Ați adoptat bugetul pe anul 2018. Ce anume aveți în vedere, pe lângă funcționare, după cum spuneați? Pe lângă funcționarea instituției, am avut în vedere, așa cum am spus, întocmirea SF-urilor, deoarece urmează și aducțiune de gaz metan, unde iarăși avem nevoie de ridicări, topo, geo, mai multe avize, din nou ne costă o sumă de bani, și înfrumusețarea comunei. De exemplu, înființăm un parc în localitatea Recea, vrem să plantăm pom ornamental și tuia în comuna Vârșolț, sunt străzi laterale, unde am putut convinge pe cetățeni să taie pomii care au fost plantați în 1960 sau 70, unde nici tata, pentru Dumnezeu, nu vrea să taie, care nu ne aduce nici nu e frumos și nu aduce niciun venit. Trei pruni căzând în șanț nu rezolvă nimic cetățeanul. Și demonstrativ, pe fiecare stradă am plantat trei tuie trandafiri și am arătat la cetățeni că așa va arăta și în fața caselor de locuit. Și totodată vrem să betonăm, începem cu o stradă și șanțurile, mă refer la străzi laterale, că cele principale sunt rezolvate prin fonduri europene, spre Șimleu, Zalău sau Crazna, și vrem să înfrumusețăm comuna, ca luna septembrie, când vin musafirii, de data asta vin și din Slovacia, Ungaria, să arate străzile așa cum arată și la ei. Deoarece în momentul când apar musafirii, noi avem un obicei, pe lângă că mergem pe malul lacului sau la pindițele cu min, mai intrăm și pe străzi laterale să vadă fiecare cetățean cum se gospodărește, cum arată casele și este o mândrie pentru noi ca să ridicăm și comuna noastră la nivelul comunelor din străinătate. Vreau să ne spuneți despre acele comune înfrățite pe care le aveți din Ungaria, dacă vă gândiți în viitor să extindeți această arie. Avem comune înfrățite, trei comune din Ungaria, unde chiar acolo am participat, e o comună lângă Budapest, a fost un festival de tăierea porcilor, cam așa tradus în termen popular, în fiecare an se ține, a fost și un domn secretar de stat de la ei,
Acolo vin societățile comerciale și oameni de bună credință unde se organizează, eu știu, cina porcului. Am stat 2 zile și ei la fel participă la noi la alte festivități. Urmează să am un contract încheiat sau o colaborare cu o comună din Slovacia, o comună din Austria și acum la București, la Asociația Comunelor, m-am întâlnit cu un domn care întâmplarea face să fi lucrat în cadrul poliției din Republica Moldova și este primar într-o localitate mare, o comună mare și vrem să facem o înfrățire și cu o comună din Republica Moldova. Chiar am sunat aseară și a spus că este de acord, va prezenta în fața consilierilor și eu propunerile noastre și sper să fie o comună și din Republica Moldova la frații din colo de Prut sau cu frații din colo de Prut. Proiectele în Comuna Vârșolț nu se opresc aici. În acest an, în comunitate, vor fi derulate mai multe investiții ce vizează construirea unui bloc anele, introducerea rețelei de gaz, precum și proiecte legate de promovarea turismului de la nivel local.